nu am depus listele, cu ce gânduri mergeți la președinția Consiliului Județean? Cu gândul de a avea un rezultat foarte bun, pentru că sălăjenii merită o schimbare. Schimbarea nu se poate face decât prin noi, prin PNCCD, cu niște oameni care o să-i vedeți pe liste și, în ultimul rând, candidații la primăria Zalău, domnul Mureșan Alexandru, un profesor care n-am vrut să-l mai prezint, că s-a prezentat dânsul prin tot ceea ce a făcut dânsul. Este un om harnic, un om corect, un om perseverent, un om care a lăsat urme pe unde a umblat în tot ce a însemnat învățământul sălăjean. Primele trei cele mai importante obiective pe care le aveți ca și președinte de Consiliul Județean? Cred că ce lipsește Sălajului, și nu a avut parte de așa ceva după 90 de 30 de ani, îi lipsește bunăstarea. Și cred că atât eu cât și colegul, candidatul la primăria Zalău, domnul Mureșan, am demonstrat, alții tot spun că fapte, nu vorbe, noi am făcut. Rămâne doar să implementăm și la nivel de administrație publică. Atât la nivel Consiliului Județean, cât la primăria Zalău. Nefăcând aceste lucruri în cel mai scurt timp, cred că Sălajul se desfințează, din punct de vedere economic, spun. Pentru că satele sălăjene îs părăsite de toți acei tineri, acea forță de muncă sănătoasă care au plecat de la sat la oraș, de la oraș spre Cluj, un oraș mai mare, și nu în ultimul rând în străinătate. Este cea mai mare pierdere pentru un județ, pentru țară, când resursa umană de bună calitate, sănătoasă și dornică de muncă, părăsește țara. Eu sper că prin tot ceea ce vom face, a aduce bunăstare înseamnă să-i aducem la să se întoarcă acasă și să muncim în Sălajul nostru și în România noastră pentru a o dezvolta România, Sălajul și nu alte țări. Deci înțeleg prin ceea ce a spus mai înainte, atacând oarecum sloganul contra candidaților și prin ceea ce ați explicat, că nu doar de o parte, cât și de cealaltă, dumneavoastră o să faceți acest lucru atunci când împreună cu echipa veți ajunge acolo. Este un lucru care l-am demonstrat până acum că am făcut. Ei vreau să reclădească. Pentru ei, da. Pentru gașca lor, da. Dar nu pentru Sălaj, nu pentru țara. Ei vorbesc de fapte. Faptele noi le vedem. Atâta timp cât puterea economică a județului, a municipiului scade, clar că de la puterea economică începe totul. Iar pe acești oameni nu i-am auzit niciodată nici pe unul să vorbească de bunăstare și o dezvoltare economică pe orizontală. Nu vreau să fac reclamă unor companii, dar companiile când se dezvoltă, ele nu pot să trăiască, să funcționeze dacă nu se dezvoltă orizontală. Iar orizontalul la noi lipsește cu desăvârșire, adică orașe mai mici, comune, unde ar trebui să fie locuri de muncă și viață economică, așa cum o spun eu. O localitate, un oraș, fără locuri de muncă, dispare. Pentru că oamenii nu mai au unde să lucreze și sunt obligați să meargă în toate colțurile lumii ca să-și găsească bunăstarea pentru familia lor. Un lucru care, din punctul meu de vedere, cel mai mult pierde România. Cum aveți de gând să creați locuri de muncă în Sălaj pentru sălăjeni? Eu zic că nu-i simplu. Dar, în primul rând, sectorul privat are mare nevoie de forță de muncă. Dar atâta timp cât statul este cel mai mare concurent al României, pentru că la ei, dacă se anunță un post de o meserie oarecare, nu dau nume, la ei stau 20 la rând. În schimb, la sectorul privat, nu. Și asta tocmai pentru că sectorul privat este foarte dezavantajat, în schimb, sectorul de stat e avantajat, după cum ne știm cu toții. Vreau să-mi spuneți câteva nume de pe lista de consilieri județeni și ce îi recomandă pe aceștia să fie acolo. Vă spun doar câteva nume, îi recomandă faptele lor. Îți dau un exemplu pe Nicolae Joldoș, Nicu Joldoș, proiectant, un om extraordinar. Îl cunoaște tot județul. E unul dintre cei mai buni proiectanți. Rodan Onuț, al doilea. Iar oameni. Vaida, de la Cehu. Vaida Aurel. Avem medici, avem asistente, avem profesori, avem oameni de bună calitate.
Și ce mă încurajează pe mine cel mai mult și mă ambiționează și mai mult este că avem foarte mulți tineri. Tineri care au venit de afară cu gândul să nu mai plece, căsătoriți sau necăsătoriți. Atât pe lista noastră care o să vedeți, eu categoric spun că e la distanță de celelalte liste pe care le-am văzut, întrucât sunt oameni pregătiți profesional și fiecare au locuri de muncă, ori la stat, ori la sectorul privat, așa că nu sunt oameni ca la celelalte partide care fac tot ce pot să ajungă în partid pentru a le da locuri de muncă. Ai noștri s-au câștigat locurile de muncă prin muncă. Am văzut în ultima vreme că PNCCD la nivel de județ Sălaj s-a revigorat într-un timp foarte scurt. Ce s-a întâmplat? Aici trebuie să recunosc că a venit domnul europarlamentar Cristian Terheș. Dacă nu venea dânsul, poate ne revigoram de o zică mai încet, cu viteza întâia. Dânsul a venit și ne-a băgat în viteza 5-a direct. Mai mult, ne-a dus foarte multe informații de la Uniunea Europeană și eu cred că dacă nu ne trezim și o să le aflați în campanie, dânsul le va spune cel mai clar că e cel mai pregătit în domeniul ăsta ca să le spună oamenilor. Și vă dau un simplu exemplu. Birocrația omoară România. Polonia o reușit să absorbă peste 100% fonduri pentru că lucrează mult mai direct și mai simplu. Dar nouă ne trebuie atâta hârțogărie până tinerii și cei care vreau să facă ceva se lasă păgubiți sau se lasă de a mai continua să reușească să își facă un proiect pentru ceva. Dânsul ne-a spus câteva lucruri și cred că chiar și în săptămânile care au trecut, am discutat cum am fost în secolul într-o viteză extraordinară, adică n-am putut să avem timp de atâtea lucruri, dar ne-au promis că ne aduce consultanți care vor face proiecte și nu proiecte ca să le facă le bani, nu va lua la nimeni niciun ban, indiferent care vor veni la noi, aici nu facem deosebire între cei care doresc să facă mici activități individuale, societăți comerciale și nu numai, o să vină să facă proiectele, să le facă tot ce trebuie, iar banul să se plătească în momentul când proiectul este eligibil. Dar la noi se întâmplă că ze bani înainte ca să fii sigur că proiectul tău merge până la capăt. Adică, într-un cuvânt, domnul Terheș ne-a dus un plus de putere, de cunoștință, să zic așa, pentru că la nivelul care a ajuns dânsul și mai multă experiența care a avut-o dânsul în străinătate, 19 ani plecați în America, eu cred că vine cu alt spirit de a gândi și de a pune lucrurile pe făgașul cel bun. O ultimă întrebare. În ce măsură contați pe tineretul care l-am văzut că s-a reactivat și el la PNCCD Sălaj? Toate partidele spuneau tineret, tineret. Eu vă spun că tineretul lipsește cu desăvârșire din viața politică, economică și socială. Pentru că și vina aia lor, că nu și-au dorit să intre, dar acum, văzându-ne foarte apropiați unul de altul, poate așa e la început, începutul lor de a intra în politică, eu cred că cu ei, cu tineretul care vine acum lângă noi, indiferent din ce domenii, eu cred că se vor mișca lucrurile spre bine. Asta este părere personală și văd pe ei cât îți de dornici, într-adevăr, dacă ești aproape de ei. Noi mai zicem că tineretul, dar nu-i luăm de mână, nu-i aducem lângă noi, ci ținem tot la distanță și lăsăm în anturajele care trăiesc ei. Nu, ei trebuie să intre în pită, cum să spun. Trebuie să intre la treabă, indiferent că fac politică sau muncă. N-au de pierdut nimic, ba din potriva au de învățat. Lucru care o să le ajute în viață. O întrebare mai incomodă și chiar ultima. Știu că ați depus acum aproape de 12 noaptea candidatura. Câți consilieri credeți că o să scoateți? În jur de 80 de consilieri locali, municipali și județeni. În completare, în câte comune credeți că o să aveți primar? În minim 5 comune.
domnul Tereș, domnul europarlamentar, ați venit în sălaj ca un tăvăluc și ați revergorat, ca să zic așa între ghilimele, pe NSCD. Cu ce gânduri? Am venit în sălaj, m-am reîntors acasă din Statele Unite după ce am stat aproape 17 ani departe de casă și departe de acasă. Și am revenit acasă cu gândul de a aduce ceva din experiența pozitivă pe care am acumulat-o în Statele Unite și să împărtășesc din această experiență cu frații mei și cu concetățenii mei din Zalău și din Sălaj. Într-o conjunctură, mă rog, oarecare, am ajuns să fiu și președintele interimar pe NSCD de Sălaj. Și când te uiți în spatele acestui partid și vezi genul de personalități care au făcut parte din partid, care l-au condus, îți dai seama cât de înalt e standardul ca să fii în partidul acesta și să fii într-o astfel de poziție vremelnică de moment. Obiectivul pe care l-am avut cu PNCCD-ul și din poziția aceasta pe care o am în PNCCD, președinte interimar PNCCD Sălaj, a fost în primul rând de a readuce PNCCD-ul acolo unde e locul, în a face politici publice pentru Sălaj și pentru sălăjeni. Am urmărit cu foarte mare atenție discursurile publice dinaintea sau din această perioadă de precampanie și șocul meu total a fost că absolut nimeni din celelalte partide politice, să spun așa, nu vorbesc despre oameni. Nimeni nu vorbește despre faptul că tot mai mulți tineri pleacă din Sălaj, pleacă în județele limitrofe, iar de acolo mai departe, în alte țări. Nimeni nu vorbește despre oportunitățile imense care există în Sălaj și ar putea să fie fructificate de o administrație publică care ar acționa, gândit, deștept. Și vă dau un exemplu. Partea estică a județului Sălaj, de la Jibou încolo, dacă te duci spre Ilianta, nu există absolut nici un loc unde să poți să mănânci o mâncare în zona respectivă, în contextul în care multă lume merge la pescuit în zonă. Acolo ai putea face o mulțime de activități turistice, să îmbini cumva turismul cu agroturismul, cu chestiunile de weekend. Aici ar fi rolul unor persoane în administrația publică de a înțelege aceste oportunități și pe partea cealaltă să vadă cum s-ar putea absorbe în fost la urmă fonduri europene de a ajuta dezvoltarea respectivei zone. Pot să vă spun că din luna mai, de la sfârșitul lunii mai, de când am ajuns în această poziție, am bătut la pas pur și simplu tot județul. Nu este comun în județul Sălaj pe care n-am bătut-o și ar fi excesiv să spun că fiecare sat, dar comună fiecare. Pentru că am mers în căutarea vechilor țărăniști și șocul pe care l-am avut a fost că în orice comun am intrat și am spus că fie de la PNCCD sau caut pe cineva de la PNCCD care din datele noastre stătea în zona respectivă, n-am auzit și n-am primit niciun răspuns negativ. Foarte multă lume spunea cam târziu veniți. Locul vostru era de mai mult timp aici. Ceea ce vedeți acum că se întâmplă cu PNCCD Sălaj este de fapt o revigorare și o readucere a partidului în prim planul politicii sălăjene, zălăoane și implicit românești, pentru că situația se schimbă. Poate ați văzut că în Maramureș primarul Băi Mari candidează din partea PNCCD. Lucrurile se schimbă și cred că românii după ce 20 de ani au spus, poate momentul, nu știu, conjuntura după anii 96-2000, ca PNCCD-ul să stea în afara Parlamentului, a fost o perioadă îndelungată, a spune o generație. Și lumea poate acum să se uite în spate cu o generație, ce au făcut cei care au fost atât timp în Parlament. Și cred că e timpul, și românii spun lucrul acesta, că e momentul să ne reîntoarcem la adevăratele valori fondatoare pe care le-am avut și care au fost gândite, puse în text, tocmai de un renumit sălăjan, Simeon Bărnuțu. Sunteți destul de tânăr și vreau să știu de unde această dragoste, dacă se poate numi așa, pentru PNC. În primul rând, provin dintr-o familie cu vechi rădăcini țărăniste, pe de o parte, și pe de partea cealaltă greco-catolică. Mai mult decât atât, am fost prin familie, am fost o familie, aș spune, persecutată de regimul comunist, pe de o parte din motive religioase, pe de partea cealaltă de motive politice, dat fiindcă foarte mulți membri din familie au fost membri ai Partidului Național Țărănesc. Și e o chestie care ți-i pur și simplu ții în genă. Chiar dacă am fost, aș mai adăuga aici, chiar dacă am fost plecat în Statele Unite, urmăream cu foarte mare atenție, mă rog, tot ceea ce se întâmplă în România, mai ales cu ceea ce privește sau cu ce are legătură cu PNCCD-ul, iar dacă cineva e interesat, poate să meargă pe site-ul Tribunalului București și la partea cu partidele o să găsească numele meu. Am fost unul dintre un grup de români americani care am deschis un proces prin 2004-2005, dacă bine mi-aduc aminte, pentru a se păstra numele partidului și să nu se piardă. Că dacă se mai pierdea și numele partidului, chiar
să pierdea o imensă bogăție și moștenire care există astăzi în Sălaj și în România prin aceste rădăcini profund istorice pe care partidul le are. Și e în fond și la urma urmei rolul nostru, atribuția noastră, obiectivul nostru și chemarea noastră, misiunea noastră de a dezgropa și de a readuce la viață aceste valori. Și vă spun câteva. În primul rând, valoarea națională. Este primul cuvânt din PNCCD. Nu exiști ca individ dacă n-ai o nație. Altfel ai fi un, cum spunea cineva, fiul ploii, că n-ai avea pur și simplu un loc al tău unde să te simți în siguranță. Al doilea cuvânt din PNCCD, țâul ăla. Nu-i de la țărănesc, mă rog, de la țâ. Dar rădăcina țărănescului, cuvântului țărănesc, e țară. Ai o națiune, ai o țară. Urmează pe valorile creștine și democratice. Nu poți să faci diferență între voința majorității pe de o parte și drepturile și libertățile fundamentale ale indivizilor pe partea cealaltă. Asta ar fi cumva câteva lucruri la nivel de idei, de principii, de viziune pe care partidul are. Dar revenim la situații concrete. În câteva intervenții pe care le-am avut, că vreau să dau șansa tinerilor și oamenilor care vor să facă ceva în Sălaj, să o facă. Asta este și motivul pentru care eu n-am candidat. Am spus că voi susține în campanie pe absolut oricine și voi bate județul cu candidații pe NSCD pentru a arăta oamenilor că se poate face și o altfel de politică. Pot să vă spun că în acest, într-adevăr, a fost timpul scurt pentru noi, ca partid, o lună și ceva de pre-campanie, să poți să găsești candidat, să evaluezi, să îi convingi sau să îi ajuți să se decide dacă vor într-adevăr să candideze, fie pentru Consiliul Local sau pentru primărie. Dar pot să vă spun că am găsit candidați împreună cu această echipă care se formează acum, absolut redutabile. Am întâlnit o tânără în prezemă mică, că mă și emoționează un pic cum mă gândesc. Mersesem în localitatea Chendrea să căutăm un candidat în Bălan. Și din vorbă în vorbă ne spune cineva, băi, zice, uite, a venit o familie tânără din Italia, zice, și își revoltați de ce se întâmplă, ca oricare acum, și eu știu perspectiva asta, a unui a plecat care, zice, du-te, mergi și vorbiți cu ei. Și ne-am dus. Și, mama, soția, să spun, la momentul ăla nu era mama. Încă. Tot îi spunea soțului, uite, ar fi bine să candidezi, să faci, să nu știu ce, soțul, bă, dar nu știu, putem noi schimba? Și atunci am spus, dar de ce nu candidează dumneavoastră? Mame sau soție. Soția gravidă, vă dați seama, luna nouă. Și vorbim cu ea, zice, păi o să nasc pe 2 septembrie. A, zic, e ok, este timp, ce să zic. Și marțea asta acum îmi trimite dimineața un mesaj, zice, sunt în spital, zice, și astăzi voi naște. Și tânăra aceasta, din spital, de dea telefoane acasă și își educa familia cum să strângă semnături pentru ea, ca să poată să se califice, să candideze. Oricând vezi un astfel de român determinat, nu te oprești la nimic să faci tot ce e necesar și tot ce stă în putință, să faci ceva pentru oamenii ăștia, ca la rândul lor să facă ceva pentru comunitatea lor și în fond și la urma urmei asta va fi menirea PNCCD-ului și a candidaților pe care i-am propus. În câte comune aveți candidați de primari sau comune în care aveți doar candidați de consilieri locali? Pot să vă spun că astăzi, în ultima zi de campanie, am făcut un tornado în județ pentru că am depus candidați în 10 de OAT-uri. Va rămâne să vedem în următoarele zile în câte dintre aceste OAT-uri candidaturile vor fi acceptate, în câte dintre ele, dacă vor fi respinse, vom face contestație, se va trage linie, vom ști atunci precis în câte locuri avem și va fi cea mai bună oportunitate pentru cei din Sălaj să vadă alternativele. Oameni care vor să aducă bunăstare acasă, oameni, mulți dintre noi care am fost afară, am văzut cum se mișcă lucrurile pe acolo, care am trăit bine, chiar foarte bine afară. Diferența e însă că n-ai trăit acasă. Pe lumea asta și cei care ne urmăresc știu lucrul acesta. Poți să ai multe case. Poate să-ți meargă bine într-o mulțime de țări din lumea asta. Dar din toate țările astea, numai un singur loc e acasă. Ori noi ceea ce dorim să facem este să aducem această bunăstare, să nu mai existe această ruptură între locul unde tu te simți bine, că ești acasă, dar pe de altă parte nu ai confortul și nu ai bunăstarea pe care poate o ai în altă parte. Încercăm să aducem din lucrurile pozitive din altă parte, aici, la noi, în Sălaj, în cazul de față, să facem să ne simțim cum să cuvine la noi acasă. Acum, probabil ca și o mică răutate, dacă pot spune așa, că se întâmplă și astea, cum ați reușit dumneavoastră din mai, aproape necunoscut în Sălaj, lipsind atâta vreme de aici,
să aduceți atâția oameni în jurul dumneavoastră încât să repuneți pe scena politică BNCCRS? Nu, n-a fost meritul meu. Meritul, de fapt, a celor dinaintea noastră. Pentru că noi ce facem? Construim și continuăm să construim, de fapt, pe o podină, pe o bază pe care alții dinaintea noastră au construit. Fiecare dintre noi suntem vremelnici în lumea asta. Venim, stăm o vreme, apoi plecăm, la fel și într-o funcție publică. Important e însă ce baze ai, pe ce sclădești aceste acțiuni pe care le ai. Din acest motiv și spun că PNCCD-ul, având aceste rădăcini istorice, nu numai că e un partid istoric, rădăcinile lui ideologice sunt în istorie și vezi oameni redutabili care provin chiar din Sălaj, care au adus atâta beneficiu și prosperitate României. Ori, inspirându-ne din acest bagaj, evident că ți-e ușor să dai mai departe. Asta e una. Al doilea lucru. Cred că a contat sămânța pe care astăzi niște au aruncat-o în Sălaj generațiile trecute. Pentru că, cum v-am zis, am bătut foarte multe comune, chiar atunci în prima fază, nu, ai o altă arhivă a partidului și încerci să găsești oameni. Nu, unde te duci? La aia care ți s-a apropiat. Și te duci în nu știu care comună și îl cauți pe Victorul nu știu cui, nu? Și tu afli că l-a murit de 5 ani, nu? Și atunci ce faci? Vorbești cu familia. Încerci să vezi care sunt problemele. Pot să zic că din luna mai, iunie, mă rog, după ce s-a ieșit din starea asta de... starea de urgență, a fost una dintre cele mai profitabile experiențe pe care le-am avut și sufletești și omenești, să spun. Pentru că am intrat în casele a sute de oameni din Sălaj și ai șansa să îi vezi pe oamenii ăștia acum, gândesc ce fac. Și e trist să intri în casele unor oameni bătrâni și să vezi în jurul unui ceas de cuc, de exemplu, că își pune pozele nepoților care sunt în America sau prin Italia. Și ăla când se uită la ceas, tot timpul se gândește la nepoții lui care sunt nu știu unde. Ori, eu știu drama asta, pentru că și eu am trăit în afară. Țin minte când a apărut Google Maps prima dată, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă uit din America pe Google Map în ograda bunicilor și pe unde mereu la casă, pe diverse. Pentru că, repet, e chestia aia de acasă. Da, o duci bine în altă parte, în Italia, în Spania, oriunde, dar numai un loc e acasă și ăla e aici. O, rolul nostru va fi, și o să vedeți prin candidații pe care avem, în primul rând candidatul la Consiliul Județean. Și toți cei care ne urmăresc pot să facă o comparație foarte simplă. Nu, că ai de ales. Toată lumea spune, sunt de dreapta. Păi ai de ales între cineva care se pricepe foarte bine la cântat, ceea ce e o meserie și un job foarte respectabil, dar nu știu în ce măsură o astfel de persoană poate și aduce genul de bunăstare pe care sălăjenii îl așteaptă și de care au nevoie. De partea cealaltă este Ghiță Stanciu, candidatul PNCCD la președinția Consiliului Județean și dacă vă uitați că în jurul lui în momentul de față se strânge o întreagă echipă. Într-adevăr, timpul a fost scurt, presiunea enormă, oamenii plecați. Dar, repet, nu e despre persoane, e despre idee. Lumea începe să se strângă în jurul unei idei, pentru că obiectivul pe care îl avem aici este exact din beneficiile pe care le-am primit de la înaintașii noștri, cei care au fost în spatele nostru, să primim și să căutăm să fructificăm lucrurile respective bune și să lăsăm ceva după noi. În ce măsură, ca și europarlamentar, puteți ajutați dumneavoastră județul Sălaj și Zalău sau comunitățile unde aveți candidați să aduceți bunăstare? Un lucru pe care l-am spus și în campania pentru europarlamentare și de care m-am ținut de cuvânt în măsura în care am putut, până n-am avut un seriu efectiv în Zalău încă, sau până recent, să zic, a fost să aduc experți în special în obținerea de fonduri europene, care să le dea șansa românilor din, mă rog, sălăjenilor, să spun, să vină să cunoască și să învețe cum concret se pot obține aceste fonduri europene. Pentru că ai foarte multe paliere, foarte multe moduri de a obține banii aceștia. Ceea ce am observat prin discuțiile pe care le-am avut prin județ, m-am întâlnit cu primari, de exemplu, din toate partidele, pentru că obiectivul aici nu e să fii tot timpul într-o ceartă cu cineva, ci de a găsi cele mai bune soluții pentru comunitatea respectivă. Și întrebarea obișnuită pe care o am, voi ce proiecte europene aveți în comunitatea dumneavoastră? Și ceea ce spune toată lumea este, păi noi am asfaltat și am băgat apă. Sau am băgat, fel și fel de lucruri care nu mai lucrează. Și atunci întreb, bun, dar job-uri ați creat, locuri de muncă ați creat, oamenii ăștia care sunt în această zonă, au unde să meargă în jurul, nu știu, 10 km, nu? Rază, să lucreze undeva.
nimeni nu se gândește la lucrul acesta. Și există astfel de proiecte. Uite, am fost în localitatea Gârbou și am întâlnit un domn acolo care făcea pălării. Ne-am întâlnit într-un ABC din ăsta și mă tot uitam la clopul lui și zic, băi, interesant, zic, cine ți l-a făcut? Păi zice, eu fac clopuri. Bun. Și am, din vorbă în vorbă, am înțeles că domnul respectiv, mă rog, din când în când este chemat de centru de cultură să mai prezinte câte o pălărie și eu îl întreb, mă, dar concret, te ajută cineva cu niște bani, că totuși să ții geabul respectiv și meșteșugul respectiv în viață, costă ceva. Și mi-a spus, nu, nimic. Și mi-a spus, uite, sunt 70.000 de euro, de exemplu, care se pot obține simplu printr-o declarație pe care o primești de la primărie ca să... faptul că tu ești un meșteșugar și faci anumite chestii populare într-un sat. Uite, o idee sau o oportunitate despre care nu știu cât ți-aș cuit un sălaj. Într-adevăr, vreau să îmi spuneți acum dacă pentru județ ați găsit în comune diverse soluții pentru reședința de județ, Zalău, cu ce vine PNCC de diferit față de celelalte partide? Aici, în primul rând, va fi rolul candidaților noștri să explice acest lucru. Și o să mă vedeți că voi fi omul care va ajuta candidații să explice lucrurile acestea, pentru că ei vor fi direct votați de oameni și este normal să fie cei care să explice lucrurile acestea. Nu că n-aș putea să vă țin eu, dar nu eu candidez. Și este important pentru cei din Sălaș să-și aleagă cu foarte mare discernământ oamenii care să reconducă destinele, că așa aș putea și eu să vă spun. Și am idei foarte multe, dar important este oamenii care rămân aici, care sunt votați de către sălășeni, ideile pe care le au. Și aici pot să vă spun că, mă rog, m-am consultat cu colegii, evident că le-am dat multe idei, dar îi voi lăsa pe dânsii să explice lucrul acesta. Și ultima întrebare, având în vedere că dumneavoastră sunteți omul care putem spune că ați reconstruit PNC-ul, PNCC în Sălaș și în Zalău, în ce măsură contează tineretul? Aici v-aș corenta un pic. Nu sunt persoana care am reconstruit PNCCD-ul. PNCCD-ul a existat aici. E exact ca lumina. Cineva nu... Exact ca lumina nu a avut sediu, mai avea doi membri. Membrii au avut, vă spun surprinzător. Uite că acum, de când avem sediu, au fost momente în timpul zilei când pur și simplu mai țineam față cu fluxul de oameni care veneau și vreau să se intereseze, să afle despre noi. Știți, este o vorbă în Maramureș care zice că pintea nu a murit în urmă un pic să hodinit-o. La fel și cu PNCCD-ul. PNCCD-ul nu a murit-o cum au vrut unii, nu m-am pic să hodinit-o. Și o să vedeți în această campanie, aș spune, cea mai tare echipă, pe nu numai PNCCD, dar echipă care într-adevăr poate să ofere soluții viabile și redutabile pentru Sălaș. Am convingerea că sălășenii vor analiza cu foarte mare atenție opțiunile de vot pe care le vor avea, iar în septembrie vor vota PNCCD. V-ați depus candidatura astăzi, cu ce gânduri? Deci, așa cum au spus și colegii mei, cu gânduri bune, vrem să aducem bunăstare acasă și de la început vreau să spun că sunt onorat să fac parte din această echipă. Deși la început am pornit oarecum așa, mai cu frică, ce o să fie, cum o să ne descurcăm, am constatat azi cu plăcere că, nu azi, în această săptămână, că PNCCD Sălaj este o stare de spirit. Și spun acest lucru pentru că vin mulți tineri, mă sună foști elevi, actuali elevi, sunt curioși ce facem aici. Și dacă ați văzut, este un flux mare de tineri și sper să contribui la educarea lor în spiritul civic, astfel încât să-și dea seama ce înseamnă să faci politică, să nu fugă de politică, pentru că politica este o datorie civică. Mergeți cu listă completă de consilieri la primărie? Nu mergem cu listă completă. Avem 26 de persoane pe listă. Ne lipsește unul. Acum, eu când zic echipă, echipa de la 2 în sus e echipă. 26 înseamnă mult. Într-o perioadă așa scurtă. Eu, de aproximativ 2 săptămâni, m-am arătat echipei. Mă simt excelent. Starea mea s-a îmbunătățit încrezător că vom face lucruri bune. Eu consider că voi putea aduce contribuția la dezvoltarea comunității, pentru că știu să fac multe lucruri. Sunt de 42 de ani în oraș, m-am dezvoltat și am crescut în acest oraș, am văzut și lucruri bune, am văzut și mai puțin bune și eu consider că alături de această echipă
putem aduce acea bunăstare acasă. Mi-am propus câteva direcții de acțiune, sigur le vom dezvolta în campania electorală, dar pornim și de la expertiza mea, adică ce știu eu să fac și sigur cu cei din echipă vom atinge mai multe puncte. O să vă rog să îmi spuneți câțiva dintre consilierii locali cu care faceți echipă. Păi, în primul rând cu domnul Stanciu, cu care fac echipă de 40 de ani. Noi am fost sportiv de performanță și suntem porniți să dezvoltăm și să ajutăm sportul în Sălaj, pentru că în momentul de față tinerii nu sunt sprijiniți să facă sport, nici nu sunt încurajați. Există cluburile sportive școlare, care ele sunt subfinanțate, nu finanțate, și eu sunt președintele Asociației Județene de Lupte și alerg pe la colegii mei oameni de afaceri, domnul Stanciu, domnul Goarnă, fac rost de fonduri și ajut acei copii să facă sport. Este trist ce se întâmplă, pentru că noi trebuie să-i scoatem din fața calculatorului, din baruri și să-i ducem să facă sport. Și atât timp cât statul și autoritățile locale nu se interesează de acei tineri, este trist. Și eu mi-am propus ca un plan de acțiune pe această direcție, deci să dezvoltăm și să sprijinim sportul pentru tineri în Sălaj. Vreau să îmi spuneți un singur proiect major care vă diferențiază față de contracandidați. Eu zic așa, voi transforma școlile din Zalău în școli smart. Cred că sunt cel mai în măsură să fac acest lucru pentru că știu ce înseamnă. Ceilalți nu cred că știu ce înseamnă. Dezvoltați un pic, când știți ce înseamnă, ce ați făcut practic în acest sens ca să ne dăm seama unde vreți să ajungeți. De mulți ani, deci acum fiind profesor de informatică și TIC și sunt pasionat de acest, chiar pasionat de acest domeniu, am desfășurat multe cursuri de formare cu adulți. Peste 5.000 de adulți din Sălaj au fost cursanții mei, de la instituții publice, firme private, unități de învățământ. Pe lângă aceasta, personal, deci am câteva calificări, sunt expert în educație, sunt examinator ECDL primul din Zalău, am avut și o firmă, cum spuneam, pe care am condus-o, am manageriat-o, deci am și o experiență în domeniul economic. Pe lângă diplomele care le avem, ne sunt și expert contabil de 15 ani. Deci eu dacă, și nu dacă, sigur voi fi primarul Zalăului, știu să citesc un bilanț, voi veghea asupra unei discipline financiare, pentru că am văzut în ziarele din ultima vreme că toată lumea face și e atentă, dar disciplina financiară lipsește. Și știți la ce mă refer cu acele echipe cu sponsorizări ilegale sau nu știu ce o fi acolo. Deci mă pricep și pe domeniul economic. Și atunci eu zic că alături de această echipă, sub o coordonare atentă a domnului europarlamentar Cristian Terheș, de la care învățăm multe, eu cel puțin am învățat multe în ultimele două săptămâni, vom reuși să facem o altfel de politică, o politică transparentă și pentru cetățeni, pentru zălăuani. Ce v-a convins să candidați din partea PNC? Vreau să spun că eu sunt un om de dreapta. Am avut o trecere și pe la PDL, dar eu am candidat în 2004 de la Acțiunea Populară a lui Emil Constantinescu. În 2012 am candidat la PNCCD și la Consiliul Județean și la Consiliul Județean și Consiliul Local. Și am văzut această echipă care vor să readucă PNCCD-ul acolo unde este locul pe scena politică. Și, sigur, sunt convins că vom reuși. Așa cum spuneam la început, PNCCD-ul a devenit o stare de spirit și o să vedeți că lucrurile... O să fim surprinși la acestor alegeri. Spuneați că de două săptămâni ați venit în PNCCD. Dumneavoastră ați format echipa de la Consiliul Local sau ați găsit deja o echipă formată care vi s-a propus? Nu pot să spun că am format-o singur. Noi ne consultăm, dacă ați observat, aici lumină în fiecare seară până târziu. Analizăm,
Avem și oarece experiență în a recruta oamenii, deci și științific, avem și studii în domeniu și împreună cu echipa, cu domnul Stanciu, cu alții colegi de partid, am reușit să facem o echipă bună. Deci nu pot să spun că eu am, dar am contribuit și eu zic că avem. Dacă ar fi să faceți alianță la nivel de consiliu local, după alegeri, cu cine ați prefera să faceți? Cu PNSCD. Deci noi nu facem alianță cu nimeni, adică nu ne-am propus noi așa ceva, deci noi nu ne gândim la noi, ne gândim la politica noastră, ne gândim că trebuie să aducem bunăstare acasă, la Zălăuan, și nu avem alte preocupări în acest moment. Acum mi-ați ridicat un pic mingea la fileu. În ce măsură o să aveți deschiderea de a comunica cu cetățenii atunci când aceștia vin cu o grămadă de petiții? Acum, petițiile sunt acte ale cetățenilor, dreptul lor de a face petiții. Sigur că într-o funcție administrativă trebuie să ai specialiști, trebuie să ai consultanți, că nu poți să le știi pe toate. Și vom încerca să rezolvăm problemele cetățenilor. Am o idee legată de cum se administrează cartierele Zalăului. Eu, poate că n-am mai spus-o nimeni, nu. La primărie să nu existe doar un singur administrator, să existe mai mulți administratori pe cartiere, pe zone. Și atunci acei administratori vor culege problemele de acolo și ne vom consulta să le rezolvăm în favoarea cetățenilor. O ultimă întrebare și cred că o să reușiți să convingeți zăloanii prin mesajul pe care o să-l transmiteți. Deci, votați echipa PNCCD Sălaj, oameni onești, oameni care au dovedit și oameni care o să stea tot timpul în fața dumneavoastră să vă privească în ochi dacă credeți că ceva nu a fost pe măsura promisiunilor.